Fiți binecuvântați, Domnul să vă cerceteze în această zi, să fie o zi de bucurie, de pace și de relansare spre împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt foarte obosit, am venit de la o nuntă, ieri la ora 3 am fost la nuntă în județul Arad, am cerut mirilor permisiunea să spun ceva la început. Era o mireasă dintr-o biserică pe care o păstoresc, care se căsătorea în orașul Ineu, lângă Arad, și de la ora 4 aproximativ am pornit încoace, pe la 2 m-am culcat un pic și ca să ajung. Și deși sunt obosit, o să vă spun câteva cuvinte. Fratele spunea aici de momente poetice și eu am spus o să fiu prozatorul în această zi, o să vă povestesc câteva lucruri. Dar ascultând cu atenție pasajul, Domnul Iisus la Nazaret, nu știu dacă dumneavoastră a sezizat în expunerea Mântuitorului și o atenționare. Zice prorocul Ilie, când a venit o secetă și n-a plouat 3 ani și jumătate, a fost trimis nu în Israel, ci la Sarepta, care abținea de Sidon, spune Scriptura, la o văduvă. Ea nu era din poporul Israel, înțelegem noi. Adică Mântuitorul, deși venise în satul lui, în localitatea, ca să nu-i spun sat, eu știu, orășelul acela, în sfârșit, le-a atras atenția contemporanilor săi că dacă nu-i pocăință, mâna lui Dumnezeu apasă. Eu am aflat azi dimineață că ibăneasa în care ne scăldam noi și învățam să notăm. Eu am trebuit, după ce frații mei s-au mutat la Bucecea, eu am căzut la sorți să continui clasele 1-4 aici la Cracalia, la Lampă, pe Rogojină, de spun nepoților mei. Că n-a fost ușor. Le mai spun parfumaților din vremea noastră. Făceam baie într-un ciubăr, în 30 de litri de apă, și săpunul de rufe era și șampon și deodorant. Și ce vreți dumneavoastră? Pentru că tindem spre un confort exagerat. Spuneam într-o biserică din America și am spus, dragi tineri, faceți-vă voi un test. Nu cumva să credeți că eu le-am spus lor că sunt un nespălat, să nu credeți asta. Dar le spuneam lor, faceți un test, mai aveți 15 minute sau 20 de minute. Și ai de ales, spuneam celor din America. Fie să întârzi la biserică, la timpul de rugăciune, fie să faci un duș. Că voi americani așa faceți, începeți cu duș, terminați cu duș, n-are importanță. Nu o pun dintr-un punct de vedere a unui om care nu se spală. Să nu mă înțelegeți greșit, le spuneam lor. Dar dacă tu sacrifici cele 15 minute și întârzi de la adunare ca să faci un duș, înseamnă că în inima ta pe locul întâi altceva și nu împărăția lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători? Observați, Domnul a venit în satul lui. Dar eu când am citit în continuare și îmi imaginez, și îmi place așa să îmi imaginez stările de spirit, psihologia omului din pasaj, știți că Domnul Iisus a plecat întristat din Nazaret. Știți că Nazaretul a pierdut ultima cercetare. L-au dus spre sprinceana muntelui și l-au scos afară. El s-a făcut nevăzut, l-au scos afară prin atitudinea lor, rebelă și răutăcioasă. Trebuie ca poporul român și popoarele Europei să se pocăiască. Dacă nu, mâna lui Dumnezeu va apăsa pe aceste națiuni. Am oprit la un băiat, colegul meu de bune și de rele, ca să nu spun altfel.
L-am invitat aici, știa că este întâlnirea aceasta. Nu s-a arătat încântat să vină și probabil o să mai stau o zi, două. N-am putut să vin mai repede, că am vrut să vin mai repede, să-mi caut colegii aceștia. Am sunat la o învățătoare de la școală mâine, pentru că s-a închis. Mâine o să-mi scoată catalogul din clasa a patra, să mă uit un pic la note, să-mi amintesc cine a fost premianta. Fetele de obicei sunt mai conștiincioase și învață mai bine și o să rog mai mult. O zic că îmi poate, numai azi e închis. Toată România este în zi liberă, dată de guvern în sfârșit. Toți bugetarii mi-a răspuns doamna la telefon, sunt liberi astăzi și abia mâine voi reuși să fac cunoștință un pic. Așa cum spunea Relu, mi-am amintit și am făcut lista și am pozat-o ca să nu o uit și am trimis-o, dar vreau să văd și ceva date din catalog. Eu vroiam la întâlnirea aceasta, dacă n-am intrat în posesia acestei liste de catalog, să spun celor prezenți că la sfârșit este o listă în cartea Apocalipsei, dar nu e un catalog, e o carte a vieții, vă dați seama cât este de mare. Și acolo sunt numele. Întreabă-te dacă numele tău este în cartea vieții, dacă nu s-a șters de acolo. Nu-mi șterge nici de cum numele din cartea vieții, spunea un om al lui Dumnezeu. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, ai milă de mine, Doamne, spunea psalmistul. Deci așa de important, stimați ascultători, noi să ne întoarcem din toată inima spre Domnul, spre Dumnezeu, pentru că dacă nu, mâna Lui va continua să apese. Dacă n-a fost ocolit Nazaretul, căci Mântuitorul putea să facă o derogare, să spună, Tată, este locul unde eu am crescut, am copilărit, tratează-L în mod diferențiat. Nu, Dumnezeu nu tratează în mod diferențiat decât dacă omul se pocăiește. De asemenea, stimați ascultători, sigur, aș putea să vă povestesc foarte multe lucruri coborând pe zona asta, noi așa îi spuneam, locul acesta, trotuarul acesta, noi îl numeam zonă când se făcea primăvara de vreme și începea viața noastră desculți. Aș putea să scriu și eu o novelă ca Zaharia Stancu, desculți, pentru că începeam din martie, se făceau cărările spre cooperativa aici la Vale și toți veneam spre cooperativa aceasta și începeam primăvara desculți și până toamna târziu nu aveam alte încălțăminte. Așa era obiceiul. Desculți, pe piatră, pe miriște. Am trăit din plin acești 4 ani, din clasa 1-a până între a 4-a, vitregia acestui sat. Am cunoscut viața oamenilor și ce vreau să vă spun, această viață a modelat caracterul meu. L-am înțeles pe omul obosit, l-am înțeles pe omul care a muncit și-i trudit, l-am înțeles pe omul necăjit, l-am înțeles pe omul care este singur, pentru că am știut și am trecut prin viața aceasta austeră, dură, dar cu frumusețile ei, cunoscându-L pe Dumnezeu și cunoscând calea Lui, bucurându-mă în adunare cu cei din sat, cu copiii de generația mea, băieți și fete. Dumnezeu a cercetat pe cei care s-au lăsat călăuziți și a lăsat mântuire în satul acesta, slăvit să fie Domn. Dar aș vrea să înțelegeți și mă apropii de încheiere, Mântuitorul a întrezărit acolo în Nazaret când a dat exemplu de Sarepta și de Naaman Sirianu, lucru care i-a deranjat pe cei din Nazaret, era un plan al lui Dumnezeu și o intenție a Domnului Iisus să aducă la mântuire și din afara Israelului. Mie asta îmi dă nădejde, vreau să vă ancorați în această nădejde că Dumnezeu avea un plan, de aceea a arătat din loc în loc, din timp în timp, multe văduve erau în Israel în vremea prorocului Ilie și totuși n-a fost trimis la niciuna dintre ele, ci a fost trimis în Sarepta Sidonului. Mulți leproși erau în Israel în vremea prorocului Elisei și totuși n-a fost curățit decât unul singur, Naaman Sirianu. Asta, stimați ascultători, ne spune nouă
că Dumnezeu avea în plan extinderea aceasta a împărăției, te avea în vedere și pe tine și pe mine, spunea contemporanilor săi, împărăția va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Iubiți ascultători, dragi colegi, dragi consăteni, exprimarea aceasta ne motivează pe noi. Domnul Iisus a avut încredere în noi și a spus, va aduce roadele cuvenite, tu și eu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne facem partea noastră, să ne rugăm pentru locurile acestea. Aș fi putut să vă povestesc mult mai multe, dar m-am gândit la ceea ce a făcut Domnul Iisus în Nazaret și mai ales vin foarte, foarte tulburat că am aflat de la colegul meu o grămadă de colegi de-ai mei care au plecat la cele veșnice și nu în condiții foarte bune. Unul din cei mai pedanți colegi ai mei care desena foarte frumos mi-a spus, dacă te duci la el acasă, te iei cu mâinile de cap, este cuprins de băutură, fumează în continuu și parcă n-aș vrea să regăsesc copiii aceia nevinovați, copiii aceia sinceri, colegii mei de școală cu care împărțeam joaca, bucuria, știu eu, să găsesc robiți de patima celui rău și legați cu lanțurile celui rău. Dumnezeu să ne dea putere să ne facem partea noastră și El să elibereze, să aducă mântuire. Dacă Nazaretul i-a întors spatele, eu aș vrea ca satul acesta, Cracalia și alte sate care sunt în jur sau poate sunteți din alte localități, dar aveți membri din familie din satul acesta, fie soțul sau soția, Domnul să vă binecuvinteze, să fim niște lumini pentru cei din jurul nostru, căci venirea Domnului este foarte aproape și vrem să-L așteptăm, vrem să-L cinstim prin munca noastră, a avut încredere în noi și a spus, va aduce generația care vine, împărăția va fi dată altui neam, care va aduce roadele cuvenite. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fie cu noi toți. Amin.